Salvamontiștii gorjeni au fost implicați într-o acțiune de salvare pe Transalpina, unde două persoane de cetățenie poloneză au fost rănite în urma unui accident de motocicletă. Deși evenimentul s-a petrecut pe raza județului Vâlcea, salvamontiștii aflați în serviciul de tură operativă au fost solicitați să intervină ca echipă de prim ajutor. Aceștia au acordat primul ajutor medical celor două victime și s-au ocupat de transportul acestora către spitalul din Novaci, folosind ambulanțele Salvamont. Mai multe detalii ne-a spus Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România. Am fost solicitați prin serviciu de urgență 112 să intervenim ca echipă de prim răspuns la un eveniment produs pe Transalpina, practic datorită ploilor care au căzut în această după amiaza zilei de ieri. Un motociclist a pierdut controlul volanului și cele două persoane aflate pe motocicletă au suferit anumite traumatisme. Ne-am deplasat la fața locului cu două ambulanțe Salvamont. Informațiile pe care le-am primit din sistemul de urgență ne indicau faptul că nicio ambulanță nu poate să vină decât de la o distanță mai mare de 60 de kilometri, nici din Vâlcea, nici din Hunedoara și nici din județul Gorj. Atunci am mers cu mașinile noastre, am ajuns la fața locului, am constatat că dintre cele două persoane doar una avea un traumatism mai grav, practic o fractură de membru inferior. Am imobilizat-o, am stabilizat-o și am transportat-o cu ambulanța noastră la spitalul din Novaci, unde am predat-o cadrelor medicale pentru a-i continua tratament. A fost o situație datorată, repet, carosabilului umed. Oamenii nu erau învățați cu sinuozitatea drumului, cu acele multe curbe și într-una din ele pentru controlul volanului și controlul ghidonului și de aici a apărut această problemă. Noi am primit apelul de la 112 Vâlcea, deși ni l-au redirecționat și ne-au dat un telefon de contact al unei persoane din zonă, care în final s-a dovedit a fi doamna care gestionează cășeria de la Ștefano, acel punct gastronomic foarte bine cunoscut pe Transalpina. Sabin Cornoiu le-a oferit câteva sfaturi tuturor turiștilor care tranzitează Transalpina. Șoseaua are o anumită configurație, foarte multe curbe, pante foarte mari și indiferent cu ce mergi, fie că vorbim de motocicletă, bicicletă sau mașină, șoferii trebuie să fie foarte atenți să-și adapteze viteza la condițiile de trafic, la tipul drumului, să folosească foarte mult frână de motor, pentru că foarte multă lume folosește frânele clasice ale mașinii și acestea se încintă foarte tare și nu mai acționează corect. Deci să fie foarte, foarte atenți când abordează un astfel de drum.